Un bărbat în vârstă de 61 de ani din Târgu Neamț a fost adus ieri în și în stare gravă la unitatea de primire a urgențelor Spitalul Sfântul Spiridon, după ce a băut apă tare, substanță care o folosea în interes profesional. Soluția care conține acid azotic i-a produs pacientului arsure ale esofagului, perforație digestivă și multiple afecțiuni cardiace, renală și neurologice. În ciuda tratamentului imediat aplicat pentru susținerea funcțiilor vitale, bărbatul a intrat în stop cardiorespirator respirator și a murit. Unitatea medicală a anunțat poliția, iar diagnosticul va fi stabilit de medicina legală.